Doamna secretar științific general, doamna doctor habilitat Aurelia Hanganu. Mult stimați domnule Răcanceni, onorată asistență, cer 10 minute, dar mă străduiesc să economisesc din acestea. Scopul prezentării pe care intenționez să vă pun la dispoziție este să descriu în cifre Academiei de Științe care intră, iată, în acest proces de reformare și care... Să zic că este organizată în forma în care se vrea, printr-un document care până în ultima instanță nu a fost cel care a fost promovat de Academie de Științe și nu a fost cel care a și fost vizat de Academie de Științe la momentul respectiv. Deci, documentul de care noi încă ne conducem este Codul Privirii la Știință și Inovare, aprobat în 2004, prin care Academia de Științe și-a obținut statutul de unică instituție publică și a funcționat în formă pe care o cunoașteți dumneavoastră și în forma, care, să zicem, a fost la momentul acela salvatoare pentru știință, se știe bine, o perioadă, iată, de aproximativ 13 ani, în care Academia de Științe a cunoscut și perioade de înflorire, să zicem, dar și perioade de regres, toate ținând și de susținerea politică pe care a avut-o în această perioadă. Deci, la momentul actual, activitatea de cercetare a Academiei, așa cum se știe, se organizează în instituțiile subordonate direct a Academiei de Științe a Moldovei, care sunt 19 la număr acreditate prin hotărârile CNAU-ului. Trei organizații auxiliare, acestea sunt Agenție de Cercetare și Dezvoltare, Centrul Proiecte Internaționale, Agenție pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Liceul și Universitatea ca organizații cu statut special. 29 de instituții și universități se află în subordinea ministerilor de profil, care sunt la moment coordonate de Ministerul Educației, Agriculturii și Industriei Alimentare, Medicinii și Culturii. De asemenea, ca parte componentă a Sistemului Științei și Inovării, la momentul actual, este Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Deci, acestea, practic, sunt principalele instituții și organizații, hai să zicem, manageriale din cadrul Sistemului Cercetării și Inovării, care, în același timp, și își administrează sau își reprezintă partea lor de contribuție în sistem. Capitalul uman pe sector la 1 ianuarie era de 3.029 cercetători, deci atrag atenție, este vorba doar de cercetătorii implicați în activitatea cercetare inovare, iar în Academie de Științe sunt circa jumătate dintre ei, dintre care 355 de tineri până la 35 de ani. Finanțarea sistemului științei, de ce țin în mod special să atrag atenția la acest subiect, pentru că este vorba și despre niște argumente pe care le aduce guvernarea în ce privește eficacitatea reformei pe care o propun, zicând că finanțarea va crește. Deci, în cifre, la momentul actual, finanțarea sistemului în întregime constituie 475 de milioane de lei. Deci 475, dintre care 197 milioane bugetari se duc la Academia de Științe, iar 146 de milioane se duc la Ministerele de Ramură de la 1 ianuarie 2016, așa cum știți dumneavoastră. Vreau să vă atrag atenția la cifra de surse colectate de instituțiile de cercetare și inovare. Per țară este 146 milioane, cifră colorată cu verde, iar Academiei revin 132 de milioane. Deci observați că instituțiile din cadrul Academiei de Științe, nu vreau să fac nicio diferență și nicio referință, să zic, denigratoare la adresa altor instituții din sistemul cercetării și inovării, este doar o constatare. Instituțiile din cadrul Academiei de Științe își au partea leului în ce își privește finanțele adăugate la bugetul cercetării și inovării. Așa? Deci, ziceam de cele 29 de instituții care au trecut în subordinea ministerilor cu un total de finanțare de 157 de milioane. Finanțarea CNA-ului constituie 5,5 milioane. Patrimoniul Academiei de Științe, la momentul actual, ce reprezintă în clădiri, terenuri și așa mai departe? Deci, până în 2004, Academia de Științe avea înregistrat la Oficiul Cadastral un singur teren. La momentul actual, în total, sunt 42 de terenuri, ceea ce înseamnă că 41 de terenuri au fost înregistrate după 2014 și, bineînțeles, că aceasta este efortul Academiei de Științe de a-și oficializa, să zicem, terenurile și a le conferi statutul lor pe care îl au. Clădirile, în total,
cadrul Academiei de Științe, numără 63, dintre care clădiri care sunt atribuite institutului de cercetare sunt 23. Restul sunt diferite clădiri cu destinații auxiliare, fie că sunt stații, fie că sunt garajuri, fie că sunt depozite și alte tipuri de clădiri. Suprafața utilă a imobililor este de 79.533 metri pătrați, cu o valoare de bilanț la momentul în care a fost înregistrată, atrag atenție, deci nu a fost actualizat, de 901 milioane lei. Vă dați seama că probabil, iată, cea mai mare atractivitate o au anume aceste cifre și anume aceste părți care sunt atribuite sau sunt aflate acum în gestiunea Academiei de Științe, repet, sunt în gestiune, nu aparțin Academiei de Științe. Așa? Au fost înstrăinate în moment, deci până în perioada aceasta doar 5 clădiri, dintre care 2 au fost înstrăinate prin decizii semnate de unii reprezentanți ai guvernului, nu am să mă refer exact la nume, iar la privatizare sunt scoase 5 iarăși instituții cu clădiri în șirul celor care le cunoașteți dumneavoastră și care sunt foarte discutate, aparținând întreprinderilor de stat din cadrul Academiei de Științe. Dacă vorbim iarăși despre cifre, rezultatele cercetării sau activitatea de cercetare inovare care a ajuns în 2016, numără sau poate fi cuantificată, poate fi urmărită în peste 10.000 de lucrări științifice, dintre care aproximativ 1.216 publicații în reviste și culegeri internaționale și 1.118 publicații în reviste cu factor de impact. 144 de brevete, 500 de medalii și diplome obținute în cadrul expozițiilor naționale și internaționale sunt cifrele care numără numai în anul 2016. Deci asta este Academia de Științe care este și învinuită în New York, nu are rezultate. Așa, conceptul de reformă care a fost promovat de către Academiei de Științe și care a fost agreat, a fost discutat și a fost ajuns la consens cu Ministerul Economiei și Educației, au propus mai multe puncte esențiale, printre care era vorba despre crearea Consiliului Național de Cercetare pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, era vorba despre o organizație care sau o instituție care să-și atribuie rolul de promovare a politicilor sau să fie un pas intermediar până la stabilirea ca atare a unui minister cu responsabilitate de cercetare și inovare. Crearea Agenției Naționale de Cercetare și Inovare a fost un subiect mult discutat și ca pas premărgător, ziceam, avem în cadrul Academiei de Științe Agenție de Cercetare și Dezvoltare. Reformarea Consiliului Național de Acreditare și Atestare propunea excluderea procedurii de acreditare științifică cerută și de documentele internaționale pentru a permite accesul la concursul de proiecte pentru alte organizații mai mici și care nu au un trecut, să zicem, științific foarte consolidat. La fel, cu puncte roșii, am menționat consolidarea autonomiei și independenței Academiei de Științe în forma ei de organizator a procesului de cercetare, inovare și de cel care realizează activitatea de cercetare științifică propriu-zisă, ca și implementarea unui mecanism eficient de finanțare pentru ca să poată reforma și procesul de promovare și salarizare a cercetătorilor științifici și să creeze condiții de atractivitate pentru ei. Aceste propuneri de reformă care au fost promovate veneau din cele 7 mesaje de politici. Am revenit la acestea care au fost expuse în cadrul exercițiului de evaluare executat de către Comisia Europeană, Directoratul General de Cercetare și Inovare, și în care au fost foarte clar expuse viziunile instituției europene asupra a ce urmează să facă și cum trebuie să arate sistemul de cercetare în varianta optimă în Republica Moldova. Deci era vorba despre implicarea și responsabilizarea tuturor actorilor implicați în activitatea cercetare și inovare și asumarea responsabilității pentru reformă. Nu știu cine își va asuma acum responsabilitatea, o să vedem în continuare. Deci, îmbunătățirea administrației naționale, ziceam, prin crearea celor organizații de gestiune, crearea unei agenții independente avea și scopul ca să permită Academiei de Științe de a se focusa asupra rolului său de cel mai important performer, realizator al cercetării. Deci, iată, acesta este un punct cheie în recomandările pe care le-au făcut europenii.
crearea stimulentelor pentru cooperare dintre universități și instituții, care de altfel nici nu au existat niște bariere, hai să zicem, foarte drastice între acestea, era vorba mai degrabă de niște condiții socioeconomice care nu permiteau totdeauna integrarea lor. Sau gădarea capacităților publice, cercetare și inovare a Moldovei, am auzit acest punct în diferite prezentări care au fost făcute atât peste hotarele Moldovei, cât și în Republica Moldova. Unul dintre experți de fiecare dată avea o, așa ați auzit și dumneavoastră, avea o lozincă. Zicea, jos mâinile de pe capitalul potențial, fizic, intelectual și uman al Academiei de Științe. Și scris în aceleași recomandări, amintesc că acest raport este accesibil pe pagina Comisiei Europene, în format electronic, deci este public și lizibil. Întreprinderea măsurilor ferme pentru îmbunătățirea oportunităților de angajare era vorba tocmai despre încurajarea salarială, în primul rând, pentru tinerii care își încearcă să-și creeze o carieră de cercetare, dar și punctul acesta destul de important, realizările științifice trebuie să fie răsplătite. Și mențiunea la care am făcut referință de fiecare dată, că această reformă poate funcționa numai în condițiile unei finanțări adecvate. Finanțarea ei de 0,3 actuală chiar pe anul 2016, 0,35 de PIM, constituie minimul absolut de finanțare. Mai jos decât atât nu se poate. Deci, astea sunt în linii generale descrierile, punctele de pornire și punctele, să zicem, statistice care o caracterizează pe Academia de Științe ca instituție organizatoare cercetare la momentul actual și în forma în care ea este, să zicem, un punct care, sau o instituție care intră în reformă. Vă mulțumesc! Mulțumim mult!